de vară, încă suntem în ultima lună de vară, luna uitor, dar totuși e o dimineață bucuroasă, slăvit fie numele Domnului. Vă spunem un bun venit la închinare, vă salutăm cu toată dragostea aici în sanctuarul Bisericii Iisus Salvatorul, cei care sunteți prezenți aici și cei care v-ați unit împreună cu noi pe calea internetului, de asemenea vă salutăm, vă binecuvântăm de aici din casa lui Dumnezeu. Amin. Spune Psalmistul, Psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Aici sunt o biserică în Puleță. Din casa Domnului. Amin. Dacă ați fost atenți în acest verset, în acest text avem trei urări. În primul, în versetul 24, Psalmistul urează într-un fel bucurie. Bucurați-vă în Domnul! Versetul 25, avem o altă urare și anume biruința lui, izbândă în Domnul. De aceea vă dorim în această dimineață bucurie în Domnul, vă dorim în dimineața aceasta biruință în Domnul și vă dorim în dimineața aceasta binecuvântările Domnului să fie peste noi și peste voi. Amin. Dar ca să ne bucurăm de binecuvântările Domnului, trebuie să invocăm prezența Lui. Trebuie să chemăm numele Lui asupra poporului Său, asupra acestui serviciu de închinare din dimineața aceasta. De aceea vă invit pe toți să oprim orice mișcare din locul acesta, să plecăm ființele noastre înaintea Părintele Veșnicilor, Creatorul Universului, înaintea Tatălui nostru care este în ceruri, plecăm ființele noastre, mulțumim lui Dumnezeu pentru această nouă zi, pentru viață și sănătate, dar totodată cerem binecuvântarea Lui, cerem prezența Lui asupra timpului acesta de închinare, asupra acestei părtășii din această dimineață. Amin. Cu mulțumire și recunoștință ne proșternem ființele noastre înaintea Măreției Tale, Tatăl nostru care ești în ceruri, și îți mulțumim din toată inima că ne-ai prelungit firul vieții. Ne-ai dat harul să ne bucurăm de o nouă zi, pace, liniște, minunată oportunitate de a fi din nou la închinare în casa Ta. Să mulțumim, Doamne, și pentru sănătatea care ne dai. Să mulțumim, Doamne, în această dimineață pentru acest har de a fi în prezența Ta, în casa Ta la închinare. Binecuvintează, Doamne, prezența poporului Tău aici. Binecuvintează timpul de închinare în această dimineață. Pregătește-ne pentru acest timp de închinare. Inimi curate, buze neprefăcute. Dorim, Doamne, ca închinarea poporului din dimineața aceasta, din loc să fie o jertfă de miros plăcut la tronul Tău de milă și de har. Doamne, dorim ca în dimineața aceasta Tu să fii în centrul închinării noastre. Tu să fii lăudat, Tu să fii înălțat, Tu să fii glorificat, Doamne. Noi de dragul Tău am venit în locul acesta. De aceea folosește-te de fiecare suflet. Asta e numai o biserică în centru, dar în sub Moldova. Pe lângă mijlocire, Doamne, mai te rugăm și pentru cei care nu sunt în mijlocul nostru. Îi cunoști pe fiecare în parte. Te rugăm pentru bătrânii poporului, în neputința lor, acolo unde sunt. Te rog să-i întărești, să-i mângâi, să-i binecuvintezi. Celor bolnavi te rugăm să le dai sănătate, Doamne, să-i întărești și ții tare lângă Tine. Te rugăm, Doamne, unde spanești putere, COVID-ul nu-i va avem bol, treziți-vă. Pentru toate bisericile din țară și din afară, Doamne, fă ca puterea cuvântului Tău să lucreze mântuire, să lucreze salvare. Binecuvintează trupul de laudă și închinare în dimineața aceasta.
Dorim, Doamne, ca cântările de laudă să ne apripeze inimile noastre, să ne apropie mai aproape de Tine și să înalțe numele Lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, și pentru echipa audio, video, care slujesc și ei dimineața aceasta, să-i binecuvintezi și pe ei. Și fă ca în toate și prin toate, doar Tu, să fii lăudat și glorificat, Dumnezeule Tatăl, Fiul și Sfânt Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dorim din toată inima tot ce are suflare în locul acesta să intrăm într-un timp de închinare prin cântare împreună cu grupul de laudă. Să lăudăm pe Dumnezeu. Eu să vă spun, bună dimineața, iată aici, vedeți, am venit eu la Dilețchi, știindu-l că el e baptist, că, dar eu n-am știut că ei n-au dreptul, dar pe urmă ne-am dat seama, băi, cum să-l punem pe vladica nostru să fie deputat? Nu poate, dar Dilețchi, deși poate, că e tot o religie aparte, e că e tot teritoria lor, vreau să vă arăt, asta e toată teritoria lor, asta e biserica lor, ia uitați-vă. Asta e biserica lor, dar aici Dilețchi, pe teritorie, are și clinica Emanuel. Eu odată am fost la clinica și ei, tot era un concert, cineva ne-a dat un bilet cu nepoță că m-am dus și am plimbat-o. Și ne-a plăcut, s-o plimblu, s-o... Iaca, uitați-vă. Bună dimineața la toți, dar mă șchem poliția și amendez pe popa principalul fără mască. Ei, hai. Pe popa principalul că e fără maschi, că uitați-vă, oameni buni, ăsta e tetea lui Dilețchi. Înțelegeți? Ia că te-o-i. Biserica, tetea lui Dilețchi. Tet. Salut la toți. Dați o secundă să chem poliția repede. Sau cineva chemați. Știți cât e aici? Că eu dacă se închidă, se închide telefonul, că e interesant, înțelegeți? Aici s-au dus a noștri deștepții de cum se cheamă, de jurnaliști, jurnaliugă, ca Dorin Scobioală, cum este Dorin Scobioală, jurnaliugă, care s-a dus cu Dorin Scobioală, jurnalistul, el este și în comisia audiovizualului, și în comisia audiovizualului el ocupă un loc acolo oarecare, dar lui nu i-a plăcut că eu l-am, pe Voronin l-am hăit. Și m-a făcut Dorin Scobioală și vreți în tot felul, dar Dorin Scobioală are, oameni buni, soții să-i avocat, dar el e jurnalist, soacră, procurori, judecători, măsă, tațu, tăți în justiție, dar el a venit, ia catăle, vedeți cu ce îmblă toți baptiștii, tot așa ca așa noștri, înțelegeți cu unii că nu se deosebesc, dacă vreți să chemați 140, 112, cineva, chemați, vă rog frumos, faceți un apel. Vă rog frumos, 112 la Alexandru cel Bun, 140. Alexandru cel Bun, 140. Trebuie să am a doilea telefon, vedeți că nu pot. Eu vreau să cei amendați pastorii cei mari care șătăți pe scenă și iactezi. Iaca, vreau să vă arăt clinica lui Dilețchi.
Iată de ce se duc ei în Parlament, oameni buni. Deși Ghilețchi astăzi este savetnic. Iată o clinică. Și Ghilețchi este Alexandru cel Bun, 140. Eu aici mă aflu. Chemați-vă, rog, frumos, cineva, poliție, că dacă eu am să închid, dar să închid filmul, de-aia e foarte interesant. E că eu aici am fost odată cu nepoță, că ne-a dat cineva un bilet și eu am venit aici la clinică. Asta, dar nu înțelegem ce se întâmplă. Așa, vedem că e ceva o religie, vedem că e ceva e aparte, dar nu înțelegem și Alexandru cel Bun, 140, că asta e clinica. Iată, asta e clinica lui Ghilețchi. Ia câte oi. Ghilețchi este al lui Groză de la Pas, consilierul. Când eu l-am prins, când ei s-au dus în Parlament, eu l-am prins pe Ghilețchi. Ghilețchi o așezat pe scenă, pe scări, la Parlament să-i fotografieze. Ghilețchi o strigat la dânsii, opriți-vă să fotografieze. Și eu în timpul cealaltă l-am recunoscut. Că eu v-am spus, toate noutățile vă le dau tot ce știu. Ia că uitați-vă, aici lumea se duce, asta e bine. Lumea crede în Domnul, treaba lui. De ce vreau să vă spun? Vreau, vă rog frumos, chemați-mi, fiți unul, nu vă temeți, nu aveți frică, chemați 112 din partea mea, Maria Olar cheamă la Alexandru cel Bun 140, pentru că e indirect, așa și spuneți-i. Ghilețchi n-are dreptul să ajungă în Parlament, n-are dreptul, el tu stai aici și propovăduiește, și ce înseamnă tu și cauți în Parlament. Voi vedeți ce bucurie iau, că Ghilețchi lor este în Parlament, înțelegeți? Și toți vin aici, pentru că aici e mafia mafiilor, rectele, uitați-vă. Clinica, tot teritoria s-a ocupat-o Ghilețchi. Tot teritoria, tot e pe soții, tot e pe Doamne ferești ce se face. Vă rog frumos, cineva a chemat poliția, eu vă rog frumos. Scrieți-mi, da, cineva, scrieți-mi în privat, da, am chemat-o. Pentru Maria Olar, spuneți că Maria Olar o apelează la Alexandru cel Bun 140. Nu-mi scrie nimeni, nu-mi spune nimeni. Corect. Ghilețchi este omul lui Plăhătniu, cu oameni buni, în continuare. Ei, ca să ajungă în Parlament, ei, tot așa ei și ajung în Parlament. Ce vreau să vă spun eu? Amuie, vă spun o istorioare. Dacă în timp, dacă ne-ați chemat poliția, eu aștept. La Botanica este așa deputat care pleacă acum în Parlament, îl cheamă... Uite, vedeți că îl uit. La Botanica, la Pretură, este deputatul care pleacă acum în Parlament, el era vicepretor. Doamne, doamne, i-a uitat familia, vă închipuiți? Și el pleacă acum în Parlament. Știți ce face el acum? El e... Pe toți îi dă afară de lucru. Pe toți. Inclusiv s-a dus, el pleacă în Parlament, oameni buni. El e vicepretor. El se duce la o doamnă și îi spune, tu trebuie să-i pleci, deci să-i eliberezi. Dar el zice, cum să-i eliberezi, cum să mă duc? Eu am lucrat atâția ani de zile, pentru ce să le dau o funcție importantă? Încă nu vă spun cine, ar să iasă la iveală. Jacot, da, Vitalie Jacot, bravo, da. Jacot, duci și spune, tu trebuie să pleci. Un om l-a alungat, pe unul l-a alungat deja, are o lună de zile, de 61 de ani l-a alungat, el l-a alungat, că l-a vrut, că el era comisia principală. A doilea om era pe gata să-l dăie afară, zi de zi, comisie din septembrie, o târâie, doamne ferește, pe doamnă, n-aveți idei, deșteaptă foc. Pe a treilea doamnă, acum el îi spune, treilea om, într-o lună de zile, îi spune, tu trebuie să pleci, dar el zice, cum să plec, cum să rămân la 50 de ani fără lucru, n-am făcut nimic, cum să plec? Deci dacă n-ai să pleci, noi să găsim și tu ai să pleci. Vitalie Jacotă e de la Pas, oameni buni. Guvernarea se critică și se critică dur. Noi dacă stășim și să facem așa, noi să pierdem cadre. Și eu spune pe cine or să vreie, nu li s-a prini. Nu tășeți, oameni buni, dacă n-ați tășeți, ați câștigați, dacă ați tășeți, așa ați călcați în picioare. Uitați-vă, Ghilețchi, Vitalie, cheamă-i, te rog frumos, Vitalie Perjuncă, cheamă-i, te rog frumos, 112, eu te rog frumos. Spune Maria Olar, cheamă la Alexandru cel Bun, 140, te rog frumos, cheamă-i, scrie-i, da, am chemat poliția. Haide-mi, te rog frumos, pentru că ei stăți fărâmăști, cei de picenă. Bine, nu mă interesează lumea slaltă. Lumea slaltă e poporul chinuit și năcăjit, oameni buni. Bine, mă interesează conducătorii. Unde ne conduc, unde ne duc? Ca voi să vă treziți conducătorii. Nu mă interesează lumea slaltă.
Azi îi vai de capul ei, din că cred, ei, eu toată viața am trăit după 10 porunci, toată viața. N-am amăgit, n-am furat, n-am aprofitat, eu am mers așa pe drumul meu drept. De atâta eu acum pot deschide gura și pot deschide gura tare. Înțelegeți? Asta e cel mai principal în viață. În viață trebuie să fii corect. Dacă n-ai să furi, n-ai să amăgești, n-ai să iei ca hoțul de Dodon, ca hoțul de Voronin. Uitați Voronin cu pădurea țiganca. Mai mult nu ne mai trebuie să mai știm. Numai pădurea țigancă, 800 de hectare, cu iaz înăuntru, unde așez bodiu. V-am dat și v-am dat. Dodon, lagărul de la Sadova l-a luat, deci pământurile de la Sadova, vin zavodul de la Sadova, pădurea, tătea lor oameni buni. Nu-i corect, poliția numai să vină. Eu vâr poliția în biserică, dar voi mă chemați-mi, eu vă rog frumos. Chemați-mi cu poliția, trebuie să vină să-i amendeze pe cei de pișenă. Voi vedeți ce fac ei? Păi, ghileți-i la pas, oameni buni. Pas ne pune măștile, ne pune numai decât astea, privipșile. Ne pune privipșile numai decât să le punem. Dar de ce? Ei să văd cum le pun. Înțelegi? Acei șefii să văd cum le pun întâi. Ei ne pun cu desâlă, ei nu sunt medici, dar ei ne impun să punem. Eu priviv că n-am pus la copiii mei în viață. În viață n-am pus. E ca mama neamăță, mama nu se poate vedea cu fixă. Pentru că e la Ucraina și mama nu vrea să pui privivcă. Nu vrea să o pui. Ia câtă-li, eu de ce am venit să vă dau așa câte unul pe rând, vă spun azi de doi. Jacot Vitali, care pleacă în Parlament, el de afară lumea de la lucru. El deja pleacă. Și ai tu cu lumea celălalt. Câte proiecte la botanică s-au început, oameni buni. Și ieși cu vânzările, că mulți știi cum lumea să sfădesc și de buticurile aici. Da, da, cei care cu beții, care noaptea le da fructe, legume, nu știu, eu cred că chiar vă trebuie pe lângă casă să le aveți fructe, legume. Asta e bine, în fiecare zi te duci, ți-ai luat lângă casă, nu târi, nu duci. Eu socot că asta e bine. Dar la botanica, pe tot locul merge vorba, e ca de asta, de trotuarul tot care se pune. De aici se fură, oameni buni, de aici se fură. Noi știm cât costă metru de plitcă de trotuar, noi știm cât costă metru să-l pui, noi știm. Dar de ce ei ne prostesc și pun câte 600 de lei? Un metru de plitcă ei pun câte 600 de lei. Și lor le merge, pentru că ei au proiecte, ei fac ce vor, câștigă firma care vor. Noi aici trebuie să ne implicăm, oameni buni, aici ne fură cioban. Aici ne fură cioban de la drumuri, de la plitcă, de la bardiururi, de la proiectele cele, chipurile le-au făcut maica îndurerată la Dalina Roz. Care maica îndurerată acolo, vă știți ce bani s-au spisuit, voi n-aveți idee. Ei amul fac a doilea oară. Ei deja au băut și au mâncat acolo, au sărit în sus, era măsa, Baba Jenia era cu Ivan Ceban, cu tăți. Au adus tătă liota aceea lor și-au sărit tăți în sus acolo la botanică. Jacot ce-a făcut? Că Jacot e pe tătea este. Jacot a strâns ca pică de acolo, oameni buni. Înțelegeți? Jacot a strâns ca pică. Și amul Jacot dă afară pe cine vrea. Și cioban la pușcărie, și Ghilețchi la pușcărie. Ia uite Ghilețchi ce are. Ghilețchi are biserici, are lume. Vedeți? Are lume Ghilețchi, are biserici, dar el nu are dreptul să stea în Parlament. Ghilețchi nu are dreptul să stea în Parlament. Înțelegeți? Asta este. Alexandru cel Bun, 140. Nimeni nu ne-a chemat poliția. Vedeți câte lume suntem în direct, dar eu am rugat frumos. Chemați-mi, vă rog frumos, poliția. Eu o chem, Maria Olaru cheamă în direct. Sunați, 112, Maria Olar cheamă poliția pe stradă, roagă frumos, că ei în direct, roagă frumos pe stradă. Alexandru cel Bun, 140. La biserică, la Ghilețchi, tăți îți fără măști, tăți, începând de ce de pișenă. De ce ei n-au frică? De ce Ghilețchi în Parlament, e la pas și el n-are frică, măștile? Păi hai să ne-am înțelege cu măștile, mulți dau întrebarea. Hai sună, Sanda, sună, te rog frumos, poliția, 112. Și spune, Maria Olar cheamă pe în Chișinău, strada Alexandru cel Bun, 140. Da, eu v-am spus, chemați poliția, oameni buni. Chemați poliția, chemați-o, pentru că ei trebuie amendați șefii de pișenă. Voi ați văzut, tăți fără măști, nimeni n-are frică. Nimeni n-are frică. Dar Ghilețchi e în Parlament.
Dar Ghilețchi stă în Parlament. Vă dați seama că uite, eu vă arăt, tăiat e lui, oameni buni. Toată teritoria asta e lui. Asta cu clădirii nouă se construiește. Ei sunt putreți de bogați. El nici nu a venit la adunare, dar și Ghilețchi nu vine să închine. De ce nu vine? El e primul pastor. De ce el nu deschide biserica? Că asta e principalul biserica. Asta e centrală biserica, principală. Înțelegeți? Asta e centrală biserica. Și încă o dată vă arăt. Emanuel, asta e biserica lui. Lui Ghilețchi. Ia câte ui. Alexandru cel Bun, 140. Asta e biserica lui Ghilețchi. O luată, mă, văd că el face reparații. O luată, că și era lista. Ce fac ei? Dar nică nu fac eu. Era lista, eu țin minte că am fost aici odată cu anunț. Vă aducem la cunoștință că în perioada 02-08-1508 nu va activa concediu anual. Aha, iată, ei sunt în concediu. De la 8 până la 5. Până astăzi sunt în concediu, vedeți? Deci asta este. Vă lămuresc și mafiotul Ghilețchi. Dar acum ar să iasă Veronica. E în blândean de zile aici la pastoria asta, la cum se numește, de biserica asta, nu știu cum se numească. E îmblă ani de zile aici și ar să vă lămurească e mai bine. Nu au dreptul. Ghilețchi n-are dreptul să cate în Parlament. Nu are dreptul. Nici să asculte n-are dreptul. Înțelegeți? Că nu-i permite. Noi ne râdem așa, că noi strigăm tot poporul. Și caută Grosul lângă Vladica, și caută Voronin lângă Vladica, și caută toți lângă Vladica. Ei se duc și fotografiază parte, pun fotografii pe internet. Înțelegeți? Dar Ghilețchi aici are o țălă infanterie. Și Ghilețchi are, Doamne ferește, cât de mult are. Că de asta eu vă spun, guvernarea trebuie criticată. Numai decât trebuie criticată. Numai decât. Nu putem dacă nu criticăm guvernarea. Degeaba i-am ales. Vă pare că gata, noi i-am ales și ies cu mint și bun? Ei își bat joc de popor în continuare. Jacot Vitalie, el dă afară lumea de la lucru. Eu spus, dacă n-ai să te duci, noi am să găsim metode și am să te dăm afară. Înțelegeți? Eu spus, dacă n-ai să te duci, noi am să găsim metode, dar eu le-am spus, luptați, eu vă ajut și eu le ajut. Să vedeți ce bombă iese la iveală. Să vedeți voi ce bombă iese, cum dă el lumea afară, care nu-i comodă. Așa, pur și simplu, dă. Afară că el nu vrea. Vedeți, au parcare, se parchează unii vor. Ai să stăți lor, veniți la biserică. Treaba lor, mine nu mă interesează bogățiile lor. Fiecare are un business, fiecare, eu știu, una și bună, că în penitenciar, când eram, în penitenciar este biserică ortodoxă. El lucrează numai joie și numai joie. Dar egoviștii în penitenciar au acces liber și intră în fiecare zi, intrau în camerele de doamne, intrau egoviștii. Și eu m-am luat, pentru că eu religia nu mi-o schimb, eu rămân cu asta religie. Nu mi-e schimb, nu vreau, eu nu fac rău. Eu cred că e unul bunul Dumnezeu pentru toți. Fiecare are drept să ducă, să roage unde știe, dar nu Ghilețchi în Parlament. Numai El poate face ceea ce nu poți. El poate. Da, eu știu că poate. Spunea un psalmist, un cântăreț. Eu știu că poate face Domnul. Lucruri mai frumoase în viața mea. Dar știți când? Iată. Vreau să știu frumos care este Domnul ăsta. Spune-mi. Atunci mă înțelege de iertare. Atunci... Dar Ghilețchi nu știu, nu l-am văzut. L-ai văzut? El era. El o șters, da. Dar noi l-am găsit. Da, dar Ghilețchi nu, e că vedeți, nu-i. Noi l-am căutat. Haidem. Așa că eu eram la Italia, eu mă ducem și la ăștia, cum se cheamă religia și la italieni? Catolică. Catolici. Da, catolici. Și la dânșul m-am dus. Da, și n-are... Da. Dar eu am spus, iau ce teritoria au aici. Și în parte și el tot ei le pun. Unii da, ia câte ele. Aici sunt șefii, dar aici sunt mulți, duminica sunt multe biserici, fiecare se duce în Chișinău, sunt multe, în Chișinău sunt foarte multe. Asta merge ca centrală. Da, asta e centrală.
locală, oaspeți care vin în Chișinău, vin aici, din străinătate. Asta e ca cum e... Unde eu sunt membră? La Moscova, la centrală, trebuie să țin să schimb periolul, că acolo care vin în Rusia, în Moscova, în inima capitalei, vin la centrală, la... acolo e centrul a tot protestantismului din Rusia. Iată, eu acolo sunt membru, în Moscova. Și asta e în centru, asta e centru, hai spunem, a tot protestantismului din Moldova. Așa, dar toate bisericile astea se unesc într-o frățietate. Am înțeles că centrul e în Moscova. Da, da, corect. Și eu m-am informat și la Moscova nu știu că Ghelețchi a fost în Parlament. Ei, hai, nu știu. Da. Știi, da. Cred că poate știu că a fost în Parlament, dar nu știu de fără de legile lui care... Dar el n-are dreptul nici în Parlament să duc. El n-are dreptul nici în Parlament. Nici în Parlament n-are dreptul, da. Da. El propăduiește cuvântul. Înseamnă că el îl încalcă. Vine aici și cheamă lumea la pocăință și de aici face, are microfinanțări care dă cu camătă. Bani la oameni. Da. Și asta e foarte greu. Asta e foarte greu. El de aici păcătuiește și de aici se duce la biserică, el aici de aici păcătuiește și de aici vine și da. Și iar păcatele, cum eu nu înțeleg ce de credincioși de-am în ziua de azi. În ce-ți cred? Da, noi credem în unul Dumnezeu. Aici... Nu, corect, noi credem în unul, haideți încolo să mergem. Ați înțeles? El are microfinanțările, asta e foarte grav. Cum poți tu un pop, el e tot pop aici, să fii acționar la microfinanțări. Cum? Cum poți? Tu mă zici lume, măi, oameni, tu ești cămătar, da, să zici? Da, cu camătă, de bani, da, cu camătă. Da, cămătar, da. Vă dați seama? Aici e un centru, eu nu știu, centru e tot al ora, e tot al bisericii, dar nu știu, eu am înțeles dacă alătoria e privat, poți fi și aici privat, nu știu, eu n-am văzut documentele, nu pot spune, dar știu că îl fac ca un centru de... De plasament, hai să spunem, ceva așa am auzit de la ei, de la credincioși. Ei, dă mă rog, ei mai iau acolo și multe proiecte aici, e o bucată mare de pământ. E foarte mare. Și ei, e taman... Centru. Centru. Că e alea cu pierdii și parlamentul și... Așa că, nu știu, ei... Dar ieți Basmaua, gata, de mai ieșit din biserică, ieți. Nu, eu totdeauna cu ea. Mi-a căzut părul după COVID. Aha. Așa, să-mi... Suntem până crește, dar tot basmau tot slumba, țarele slumba. Și așa că, iată, aici, tot mașini de luat. Da, da, e tot așa. Iată, sunt tot ei de centru la biserică și aici tot ei de acolo e, dacă observați, un captet. Și aici e tot salora. Ia să vedeți, după adunare, n-ați și nici o mașină aici. Ia de telefonul tău, schimbăm poliția, că văd că eu a rugat și nu știu, nu înțeleg dacă îmi cheamă cineva poliția. Că ieși de piscină, tăți fără mască. Da, acolo stați toată lumea. Tăt, ia-mi închide-l, deschide-l. Am ușă, încerc. Iată. Și stai. Bună ziua! În Chișinău, Alexandru cel Bun 140, aici este biserica de baptiști și toți sunt fără măști, mai ales și de piscină. Mine mă interesează șefii de piscină care conduc toată adunarea asta. Înăuntru, în centru. Da, la mine este online filmat tot. Da, în interior. Da. Nu, înăuntru, o larmărie. Da, eu sunt aici la 140, da. Da, bine, aștept. Iată, îți ies telefonul. Am telefonat. Acum, eu vreau să-i amendeze pe ăștia șefii. Eu vreau șefii, da. Pentru că șef piscină și nu au mască. Conduc habar de grijă. Bine, înțelegeți? Dar este așa... Da, noștri jurnaliști au intrat în biserică, atunci își făceau nevoi mari, că lumea să nu intre în biserică. Dar ce nu vin jurnaliști aici? Ce nu vin jurnaliști aici? Aici sunt camere, că filmează.
Să vede, să duci tot în direct. Da, te-ai filmat acolo, te-ai pus tot echipele. Dar eu când am intrat cu telefonul și am început să-l filmez bilet, mi-au intrat toți cășerchii înainte, mie și m-au dat afară. Uitați-vă că eu am video la Coș Veronica, este video, dar eu am filmat aici. Cu două duminici în urmă, două săptămâni în urmă, da. Și acolo se vede cum mi s-au înăpustit asupra mie, că nu putem să-i dau întrebări. Și cu încet, cu încet m-au împins afară. Și ce fel de credință e asta? Da, și fel de credință e asta? Dacă el nu vrea să răspundă. Da, mă, eu fugit. Da, m-a fugit Ghilețchi, el era... Era un doi, unul a rămas aici și el, eu am venit, tu erai mai... Da. Și, dar el a crezut că eu strec, hai trecesc, zic, da, las că eu știu ce să fac, ori strec, ori să nu trec. Și zic, ne întreb pe cel care a fugit. Și el așa s-a uitat. Mai scurt, a fugit Ghilețchi nostru. Da. Frică de Dumnezeu să-l întreg pe Ghilețchi, dacă nu are frică Dumnezeu, Ghilețchi, care conduce tot asta. Eu n-am frică, că eu nu fac nici rău. Eu n-am frică de Dumnezeu. Noi să răspundem partea cealaltă, care crede într-o lume. Eu cred într-o lume aparte, unde eu nu trebuie să fac rău, să ajung, poate, cred că, normal. Dar Ghilețchi, care conduce tot asta, oameni buni, trebuie să ne trezăm. Uite Ghilețchi care conduce cât are. Uite-l cât are, și clinic are, și de toate are, și la bătaie sare, și nicăi nu-i se întâmplă. Și clinica asta, ca să te duci, eu am fost, da, anul trecut am fost. Și am și documentele care mi-au dat la și doctor Strec. Ca să te înscrii la și doctorul îți trebuie, plătești 200 de lei. Amunii au spus un creștin, plătești 200 de lei. Până azi încuiet, până azi încuiet în vacanță, da, de mâine. Da. Și înseamnă că eu nu am ieșit de creștinism aici, la Ghilețchi, dacă și clinica e privatizată și e privată și e pe soțeisa. Am informații și de asta. Nu, încă nu a venit poliția. Am chemat poliția, încă nu a venit. Eu vă arăt pasul de la putere cum dăm bară cu Ghilețchi, oameni buni. Cu Jacotă, cel de la Botanica, cu, cum îl cheamă, Leahu, cel de la Don Dușăne, că eu știu trei de la PAS, care e gravă situația. În Don Dușeni, fietele știu, eu cu Inga, cu Svetlana, în toată ziua am luptat, Valentina a murit și o ubirit-o pentru că spune dreptate. Lilia Țurcanu, îl rog pe Dan Perciun, că așa ne-a promis, Lilia Țurcanu, președinta judecătoriei de la Don Dușeni, care are dosar cu zăhărelul acolo. E o ușistă zăharul și ala de acolo, de fabrica de zahăr de la Nord. E o ușistă tot. Împreună cu, cum îl cheamă Pimentul și al care vrea să vii comisar acum, iar l-am uitat, cum e familia Inga, Svetlana, cum e familia Lumentu și ala, care vrea să vină. Eu vă spun, și fac bandiții din Parlament, Jacot, Vitalie Jacot, de la PAS, care se duce de la Botanica, eu vă spun ce face banditul, trei oameni de afară, care nu-s comoți și nu se spun, și trebuie să te duci în PAS, că dacă nu te duci în PAS, tu te duci afară, trebuie să fii în PAS, dacă ești în PAS, nu importă, prost, rău, tu trebuie să fii în PAS, dacă și membru PAS-ului, da. Sfârnei, da, Sfârnei de la Don Dușeni. Vrei să și înapoi e comisar. Și zici că el e pe listă și zici că el de-a trecut tot și toată lumea știe. Dar Sfârnei deschide cu pișoarele ușa la Don Dușeni. Și avem noi în PAS, oameni buni. Leahu de la Don Dușeni, care fișorul îi ment aici la Chișinău, trecut de când tatăl e membru a PAS-ului și președintele, cum se numește drept, nu știu cum se știe drept, tocica PAS-ului sau cum se știe drept, nu știu. Sediu PAS-ului la Don Dușeni, nu știu cum să fie corect. Că el e ca președintele sediului sau cum și mai este acolo, nu știu chiar este. Nu le cunosc. Corect. Și eu am înțeles că ești tot privatizat. Dar noi spunem cerere. Iată, mafia e tău, aici șede, acolo șede, acolo, peste tot e mafie. Dacă a ajuns și mafia prin, las că deam la ortodox, da, am înțeles că tu singur ai spus că aici din KKB erau în mantie și... Da, da, corect. Da, aici, unde se socoate că e biserica lui Hristos, unde toți trăiesc după cuvântul Domnului și-l propovăduiesc și cheamă lumea la pocăință, iată aici, cu mașini de milioane. Da, da. Iată, Maria, filmează-te, cu mașini de milioane, știți-ți, dar unde cu leafă, cu cât? E că eu lăsat de cam 3.000 ceva. Și... Te liniști, că aveți 3 de 7, te liniști. Da, izveniți de peste tot. Da. Steța ești ea și acolo e filmat și jos. Da. Că ei dacă nu încap acolo, le pun aici, că aici e tot a bisericii. A bisericii, dar să vezi dacă e privat, înseamnă că cineva este. Așa la tine.
Soția asta, eu n-am informat. Na, uitați-mă, poftim. Svetlana. Svetlana, buongiorno, Svetlana. Bienvenuta, Svetlana. Haide, intră, eu te-am... Da, buongiorno, signora. Buongiorno, buongiorno. Come va, come va? Huiova va. Am primit un sac de scrisori de la Dondușeni, de acasă, unde nimic nu s-a depistat, nimic nu s-a întâmplat, tăți scurați ca lacrima, nică nu s-a rezolvat și ei cred că eu tot am stac și am să merg înainte așa. Eu le-am promis că li pun din nou, iar de la început aștept să vedem cu schimbările astea o leac și am să încep iar de la început. Dar și mai ai încredere în schimbări dacă vine sfârnia vostru? Sfârnei n-are și căta acolo, că nu, nu, dacă vrei să vii sfârnei, zboară și sfârnei și leahul. Leahul, dacă mi-a spus minșiuni, atunci să răspundă, fiindcă eu l-am înregistrat tot convorbirea care am avut-o cu dânsul. Eu tot convorbirea care am vorbit cu leahul am. Și vreau să văd cum ați răspund. Că leahul, ascultă-mă încoace o secundă, că sunt la lucru. Asta e, mi-a venit răspuns că, precum că... Fiedea Sârbu n-are nici contena. Ori e stâmpiți cu tătul, ori eu nu știu cum să înțeleg. Eu pe Fiedea l-am aninat cu gunoiul, ie nii ne răspundă înapoi de antena Molcel. Ori e spălit cu... Așa în curc, nu înțeleg. Dar domnul Leahu mi-a spus că e la curent, că el știe tot că acolo s-au dus perituri. Dar deși domnul Leahu nu pune mâna și capul în funcție, să mă ajute, văzând că eu am făcut filme și eu știu gine că el le vede tăi, că el așa mi-a spus, eu urmăresc filmele tale. Și dacă ați văzut, dați-mi o mână de ajutor, confirmați că știți și dumneavoastră că acolo s-au dus perituri și acolo-i Doamne ferește. Nu ne-a adus ea două oară Anatol Cioban, mi-a spus că au pus panouri pe acolo, ne-a venit răspuns că au pus panouri, lumea să nu mai ducă gunoi acolo. Mie nu-mi trebuie panouri, eu n-am șerut panouri, eu am șerut curăță posatca și Fiedea spui înapoi drumurile, că lumea n-are pe unde merge. Spui da, drumurile înapoi. Da. Vrem să vă spunem că Lilia a căpătat pământurile. Lilia a căpătat pământurile. Da, lupta mulțumim noastră. Domnul Perciun. Da. Eu de vă spun eu, este numărul cadastral, nu poți, oameni buni, nu poți să-mi rezolvi. Este numărul cadastral și arată. Fleșca, poți bine, dar și să cuvine lui Sârbu. Și să cuvine lui Sârbu, mu, după ce eu ținut atâția ani de zile pământurile. Milionar. Sârbu e milionar și își face ziua de naștere la România. Liderii sunt milionari, oameni buni, în Moldova. Au avut nu de mult cununii și orso. Au avut nu de mult cununii și orso pe la... Ei cunună, ei se băluiesc, ei n-au măști, ei n-au nici la dânși noi pandemii. Lor se spate tăt. Ei au bani. Nu, nu spate nici, ei au bani, da. Ei au bani. Au amăgit lumea și au cumpărat pământuri. Mii de hectare le-au cumpărat capici și e cum de urmă ies cu tractoarele în fața Parlamentului și spun că vor încă subvenții, tot lor și lor și lor, tot că așa și este legea. Legea să dăm la subvenții, să dăm la cel care are pământuri multe, la cel care are două hectare, nu se dă nimic. Fiegea continuă să margă scalci prin strechi, mai departe, cu Popovici acolo, răspunsurile stăte zero, răspunsurile stăte zero până azi. Ei, cred că eu lăs așa, nu lăs așa nici pe Galea Maliuta, că acolo încă se examinează, acolo nu l-au găsit vinovat pe banditoiul ăla care ne-a sunat nec, nu a fost ceva o groză, nu a fost ceva amenințări, nu a fost ceva nică. Eu v-am prezentat să-l aflați cine e, băituiul ăsta care, cum îl chea, Chițanu Gheorghe, el o contactează pe Ina de la Plop și el îi spune că Inga tot e pe listă. Inga, tot e pe listă. Cum scoate? Inga trebuie să scrie plângere pe dânsul. La Chișinău. Cum adică așa? Să scrie plângere numai decât la minister, la procuratură, să scrie pe dânsul cum el l-a amenințat. Să-l înscrie și să arăte. Procuratura trebuie să-l schimbi întâi ca să arăte ceva rezultate. Până n-a schimbi e zero. Trebuie să fie pus oameni buni. Plus, în direct, eu vă arăt și fac milionari. Și fac milionari. Că milionarii toți sunt parlament. Vedeți? Ghilețchi, Șfârnei. Toată liota asta care a plecat acum la PAS, chipurile, toți la PAS.
Deputat de la Cahul, da. Și el și avea pe sudul consilierul, țării, da, pe sudul țării, da. Pe sudul țării de la Baptist. De la Baptist, da. Da. Înseamnă că e pastor și avea, el și avea tot în biserică acolo. Da, așa bine, eu doamna Marie, te les, am spus ce am avut de spus, am să mai fac un film apena posibil în spot. Hai, o zi bună. Un băiet a fost amendat, un băiet a fost amendat de la Don Dușeni, că a scris ceva pe Facebook un mesaj. Oameni buni, vreau să vă spun așa, este date cu caracter personal. Date cu caracter personal. Facebook-ul nu e a menților, nu e a Moldovii, nu e a procuraturii, nu e a nimănui. Pe Facebook noi putem să scrim și vrem, și vrem, înțelegeți? Putem liber să scrim exprimare. Liber exprimare, corect, și mat, și teremat, și tot ce vreți. Facebook atâta timp cât vă dă voie și nu vă blochează, voi aveți, da, dar date cu caracter personal, atunci când tu ești scrii, ziua mea de naștere, anul, familia mea concretă, îmi pui în cșuin DNP-ul de la pașaport, de la buletin, atunci ai date cu caracter personal. Atunci, când tu spui datele mele concrete, ziua de naștere, adresa unde trăiesc și pus DNP-ul, atunci este date cu caracter personal. Dar în rest, Facebook-ul pentru noi. În rest, noi putem să ne scriem și vrem, să ne trimitem, să ne scoatem mat, teremat și așa mai departe. Facebook-ul nu e menților, cum a luat menții de la Don Dușeni și l-a chemat băietul la Don Dușeni și l-a amendat, că el a scris ceva acolo, n-are dreptul. Asta e foarte grav. Asta l-a luat ment, trebuie să fie dosar penal. L-a luat ment, trebuie să fie dosar penal, oameni buni. Noi am scăpat, eu am luptat pentru ca să scăpăm de socialism. Să scăpăm de socialism. Nu de socialism, de socialiști ăștia care erau la noi la guvernare, comuniști, socialiști. El e consilier, ce ne-i drag. El e consilier la Groza, la Parlament, ce cu voi? Cum nu? El a fost deputat și voi consilier, da. Voi nu știți. Cum vorbiți dacă eu ți l-am arătat, este filmul? El e episcop și el n-are... Direz de Dumnezeu? Eu nu-l pun negres, dar el face, el e implicat în schimb. La domnul Dodon și la Mircea? Nu! Care Dodon și Mircea? El n-are și căuta în Parlament. Unde duci te rogi? Dacă el duci la Parlament, ce cu tine? El fură! Dumnezeu hotărăște! Dumnezeu hotărăște! Dumnezeu hotărăște, el fură și e implicat în schimb. Mă duci, hai, trezește-te! Nu dormi, nu dormi, uitați-vă! Tu ești implicat în schimb! Eu m-am trezit. El dă bani, el e cămătar. Eu am fugit de noi. Matali, știi că el e cămătar, că el dă bani la procente. Matali, știi că el dă bani la procente. Nu pune mâna pe telefon, știi cu Matali. Și cu tine, te duci la biserică, nu pune mâna. Ia că tu așa sâmbli. Cu șlepatul de scleiet, dar duci să duci tot la Ghilețchi. Vedeți? Da. Sari la bătaie, că nu înțelegi, oameni buni. Ce are religia cu furturile? Religia e parte. Dar Ghilețchi e cămătar. De că noi așteptăm imunitățile să le scoată lui Șoșor, lui Șor. Da, da. Imunitatea scoasă lui Șor, lui Voronin, lui Dodon. Unde e oameni buni? Oamenii, dar o grămadă e o mânier ca toți aproști avem în țară. Corect. Dacă politic tu. Haide. Oamenii care slujesc lui Dumnezeu fură, fură tare. Bună ziua! Aici înăuntru este adunarea de baptiști și toți își fără măști. Hai, vedem. Dar nu, suntem cu furturile, cu poliția să ne apere, avem o lege oricare. Nu trăim după legea bisericii, trăim după lege. Biserica e a doilea plan. Vrei crede, nu vrei, nu crede. Sunt ateiști, sunt baptiști, sunt egoviști, sunt ortodoxi, sunt de tot, de care vrei. Dar e unul singur Dumnezeu pentru toți. Unul singur Dumnezeu pentru toți. Iată așa. Corect. Ei se duc după sutană și țin pistolete, v-am arătat, lexusuri,
BMW-uri, inclusiv vladica nostru, nu știu cum mă cheamă, care o familie și o nume foarte greu. Bine, știu una și bună, vladica a nostru, cum e aici, episcop, pastor și mai este și așa mai departe, după pseudonime, înțelegeți? Ca bandiții în lege, ei iau pseudonime, că e pastor, că nu știu ce. Dar iată asta este. Au venit la adunare, la Ghilețchi și la adunare, fără măști, oameni buni. Așa, pentru clinici private. Ia uite, pământul s-a luat, este drogul lui Plahotniuc, oameni buni. Este drogul lui Plahotniuc. Eu aștept poliția. Da. Pămășite rucami, da. Nicolae Cântarean, da. Eu nu mă interesează, eu știu că e vladica, știu că e episcop, știu că e așa este. Da, este tot așa. Stau fără mască. Au venit, au început adunarea fără mască, cu filmări. Hai, ori suntem toți tot una în fața legii, ori nu. Amendați. Ori și iau prikriti sub Ghilețchi, sub Ghilețchi, doamne, Ghilețchi, doamne, Ghilețchi. Прикрытие сук Гилецкий, интеллигец. Ну, он тогда был не полицейный. Dar unde sunt poliția? A, ia uite. Vedeți ce intrăm. Iată, așteptăm. Așteptăm, trebuie amendat. Nu mă interesează. Șef, nu șef. Bună ziua, șefii de... Da, eu am solicitat. Șefii... Da. Șefii de pșenă, tăți fără măști. Adunarea e mare, e mult înăuntru. Noi am văzut în personal, da. Am văzut în partea asta. Rămâne să constatăm, stabilim cine partea. Da. Corect, corect, da. Da. Corect. Da, 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 cum, da, cum. Eu am intrat la început, am început. Iată asta este, vedeți? Am chemat poliția, am dat datele mele, flasă amendează, ce înseamnă asta? Să vă închipiți Ghilețchi cât putere are la pas. Își conduce biserica aici, faci și vrea, nici un absolut nimic. Nu se supune, n-are treabă, faci și vrea. Înăuntru intră, îi oprești pe scări, îi filmează, îi fotografiază pe aici de la pas. În fața mea atunci. În fața mea. Bisprădelul trebuie să aibă o limită, oameni buni.
despre delul trebuie să aibă o limită. Ei nu-l găsesc pe plăhătniuc, pișor, ei nu-l găsesc. Au furat bănci, au furat, e că de unde au firme, cămătari, te da bani, de a le lua apartamentele la oameni. Să vă arătăm în continuare, să vedeți cum la oameni simpli, le ia apartamente, casele, că ei tac până ultima, nu tășeți-i oameni buni, voi vă da afară din case, voi, că ăștia n-au nic sfânt întrânșii, n-au nic sfânt întrânșii. Eu când vă spunem, trebuie de ajuns în Parlament și de votat legi pentru oameni, nu pentru ce își fac ei. Ei se bat și eu omul și procurorul general și el oră și gata. Și să vedem noi de la o lună, de mâine, o începem tăți, de mâine pe tăți vă aștept la Ministerul Justiției. Pe toți vă aștept la Ministerul Justiției. Haidem, hai să mergem. Amuzul, ne ducem la piața centrală, dacă mai găsim un subiect foarte interesant, că el ieri l-o... Ia scoate-l pe popă și ala să arată. Ieri... Biserica Iisus Salvator, oameni buni, aveți, nu faceți rău, faceți bine, nu furați, nu amăjiți, voi vedeți că ei dau lumea afară din casă, oameni buni. Iar din nou același optimum capital de la Bălți. Trei familii avem acum, aceea bunică de 80 de ani, talmaci, a vândut casă, talmaci roman, care omul în ziua de azi e la pas, oameni buni. Eu vândut casa, bunică, și nu a dat un leu de una. Ieri am agonisit deja trei oameni, voi mă înțelegeți ori nu. Nu echip să lupt cu mafia asta, cu toți judecătorii sa lor, toți procurorii sa lor. Pas ne-a promis, vine, le scoate imunitatea. Unde e imunitatea scoasă? La Dodon, la Voronin, la Șor, la Ulanov, la același Jacot? Același Jacot în așa lăsă în pașii. Vitalii Jacot la pas, care e la lungă lumea de la lucru. El duce și îi spune, dacă n-ai să te duci, noi să găsim cum să te dăm afară. Și ce înseamnă, dacă nu te duci, noi dă-l coașe. Dă-l coașe, da. Cine ești? Da, cum adică? Da, ea că trebuie să te vadă toată lumea și rădă aici. Tu te ocupi cu cei și nu-ți scade. Cine ești? Cine ești? Ne uitați, alt popă. Dar pentru ce stai aici în piață? Locul tău e în biserică, să aduci lumea la pocăință, dar nu stai aici și să îi strochești cu... și îi strochești cu aghiazmă. Nu, poliția n-al vede, pe cealaltă pătrânjelul al vede, dar pe cealaltă popă n-al vede. Stiem de popă, stiem de Dumnezeu, stiem de păcate, nu. Ia, sună la poliție, dar mai sună de popă. Dacă noi ne ducem acum, dacă îl găsim, vă mai arătăm un subiect. Luați și distribuiți. Și am să vă arătăm în continuare și să faci biserica, de aici e și mai mare mafie, de la bisericilor, de la căpitenii lor, care ajung în Parlament și Moscova nu știe că Dilețchi a stat în Parlament și stă acum, dar eu nu știu, de ce nici nu mi-am dat seama că Dilețchi, fiind baptist, n-are dreptul să fie acolo. Tăți-o tăcut? Chiar nu mi-am dat seama, până și nu l-am găsit acum. Și a stricat în gura mare și cat banditul ăsta înapoi în Parlament. Ei s-au fost bandit din guvernările cele. Da. Pe urmă, eu am venit și am filmat aici în biserică. Tot atunci ți-ai dat seama, nici nu ți-ai dat seama că Dilețchi conduce aici. Eu știem de asta că el conduce, dar nu știem că e implicat în microfinanțări. Aha. De urmă am aflat și am venit și am filmat. Vă dați seama și păcat mare ăsta. Să dai la procente nebune, să depozitezi oamenii de casă și să vii aici să te rogi la păcate și să-mi spune cineva că e încurcat cu Dumnezeu. N-am încurcat nimic cu oameni buni. Am să vă dau realitatea în continuare. Aici trebuie tăti de schemă, este tăti de descoperit. Tăti, da. Tăti să implicați în schemă. Ia că de ce veni la guvernare toți, eu vă spus de câte ori. Dar voi nu credeți. Ați văzut lumea cât e de proastă, ai văzut-o pe șeie că... Ei, lumea e fanat, fanatismul ucide. Cu șlopă în sărucă, da. Dar se duce acolo. Să-i pui... Discută, da. Mai eu filmat cum strâng ei... Banii. Ia că asta este, oameni buni, când vă strânge banii, vă e ultima capică trezirea moldoveni. Te duci la o biserică și te închini fără bani. Eu nu știu, la catolici nimeni nu te impune să dai bani. Dar aici strâng îmblă coșeala și să-l bagă cum n-aș pune. Da. Acolo pun câte un euro, pun la noi un leu. Când nu te prinește la biserică dacă pui un leu. Nu te prinește la biserică. Dar, cum au spus și preoții catolici, ieși afară și dă biserică fără tine are. Ieși afară și dă cuiva.
ajutați oameni buni, ajutați unul pe altul, guvernarea asta nu ne mai ajută. Ajutați-vă, răcniți, strigați, nu vă fie rușine. Microfinanțările, vă ia casele, vă ia casele. Grăiești cu, am grăit cu o soră, ai văzut că aia am întâlnit-o. Că nu e drept. Da, dacă și e fanatism. Păi și fanatism, Ele. Și e fanatism. Ei, oamenii sunt fanați, gata. Trebuie să mă duc, nu oameni buni. Dar vă ție era documentele ca să creadă. Ca să știți... Controlează. Cine el, de unde are așa iadu, mașină? Raiu. Și mașina are de milioane da. El. Iadu, raiu. Tot să murim, cât suntem egali cu moarte, și baptiști, și baptiști, și toți. Nu știm noi, nu știm cum e pe lumea aceea, nimeni nu știe, asta rămâne la un secret care nimeni nu-l poate descoperi niciodată. De asta eu vă spun, știți mai buni, cu apropiații voștri, cu vecinii voștri, cu rudele voastre, când vedeți că le deposedează de casă, nu tășeți, nu tășeți, că al de ghileți se ridică sus, faci biserici, chipurile centri, chipurile nu știu și chipurile, să ajungă să stăie bine, ei nu vor să pui mâna pe sapă, oameni buni, să prășească, să șadă prin chemniță, ei nu știu de asta. Da, la dășă vin banii și... Dar și care tu spune, dar care spune tu, Popa, că stă și Ghilețchi nu dă nicio mână de ajutor? Care bofnă? Stă de vostru, un pastor și șed din parchet. Nu, de Vitalie Perjuncă. El e... Nu Vitalie. Nu Vitalie, dar Valeriu, Valeriu Perjuncă. A fost, e mâna dreaptă, cătatea lui Ghilețchi. Ghilețchi, am înțeles că și el a pus mâna. Ca să, ca să-l închidă. Ca să-l închidă. El aduce ajutoare din... din acolo coștoarele nu știu ce au fost. Nu s-au împărțit cu capica. Da, cred că nu s-au împărțit cu capica. Eu știu ce acolo. Valeriu Perjuncă. Valeriu Perjuncă. Stă de 7 ani în... la Pruncul în... nouă. Cum acolo? Secție? Nu, e nouă, asta e cu plămânii, cu tuberculoză. Da? Da. La 9 o să-s cu tuberculoză stau. Săracu, mai scurt, dacă 7 ani acolo stau. Galina Dermenjir, tu ai acolo în sat la tine, în Burlacu? Tu ai un pop? Cine-i Groza de la voi? Nu-i tot baptist, Groza, deputatul ăla de la voi, de la Cahul? Nu-i tot baptist el? Tu ai în satul Burlacu, tot este, tot deși de la... Este baptiști, care e casa tipurile baptistului și el tot e consilier. Ei n-au drept, oameni buni. Nu au drept. Scurt, omul este așa de... E fabricat că e trafic de ființe umane. Și eu am fost în sat, am filmat-o pe mama lui, am filmat acolo. Oamenii spun că e un băiat de treabă, e un om de treabă. Nu-i... Dă-ți trece în coșa. Nu a fost el implicat. Dar închipuiți-vă că el tot a fost pastor de-a lui Ghilețchi și acum șede, de 7 ani șede. Nu e la dreapta lui Ghilețchi. Ghilețchi nici nu a fost deloc la dânsă. Înseamnă că e implicat. Eu a fost la mână să șadă acolo. Au mai pus și el mâna. Dar el tot a pus mâna ca să șadă. Că care îi spune dreptatea și îi spune în față, gata, tot s-ar fabricat și la comandă, da. Acolo. În penitenciar. Ne uitați cum a făcut aici. A făcut... Eu să fac o leacă mai sus, să dă-i plică, că să aibă și un clor la apă. Ne uitați ce a făcut, a lăsat tot aici. Și să-mi întâlnesc tot ați vărât. Lucru făcut de haram ca la Moldova, n-o să mai vedeți nicăieri, au tăși. Și așa, nu-i impune. E zale mare. Da. Dacă le spui, îți dau curul la părinți. Cred că a făcut ceva, cred că așa îi trebuie. Așa e voia Domnului așa de acolo. Ia ca și spun credincioșă. Eu încă așa credincioșă ca Moldova aici la voi, încă n-am întâlnit. Eu mai mult timp am trăit în Rusia, dar eu am văzut acolo credința adevărată. Acolo am întâlnit credincioși adevărați. Dar voi aici sunteți numai cu numele. Cât de atât ați ajuns la așa ceva. Voi tășeți, nu vă pasă de nimic, și hoță și vă conduc. Și pe urmă că va plâni. Dar pe baptiști tot Moscova îi conduce. Acolo e frățietate, acolo eu de ei nu sunt informați. Eu de-am deși strâng toată informația și o să apelez la dânsul. Să vie să le facă ei controle de-am. Că acolo eu n-am văzut așa porcărică aici. E imposibil ce se face aici. Eu am văzut într-adevăr credința adevărată acolo. Dar aici, eu și fost aici, eu nici nu mă potizam la netoții ăștia de... la paraziții ăștia de baptiști. Aici nu sunt baptiști, aici sunt scoți, bandiți, în tot sensul cuvântului. Ați înțeles? Dă-o bani la procente și el se scoate da. Baptiști. Ia uite, crezi copașii din oameni buni. Ei, crezi copașii din... Ia uitați.
Crezi copacii, au sfârșit clădirea, uite. Vezi pentru ce le trebuie lor. Fac special tot asta, ca pe urmă să poată cumpăra tot clădirile pe capici. Le ce le fac? Hadim, trecem. Ne ducem la teatru central acolo. Deci asta este luat și distribuit. Și v-am arătat Ghelețchi, omului Groza, deputatul Groza de la PAS în Parlament. Ghelețchi de bani la procente. Da, îl susține pe Groza. Eu am înțeles că el e sponsorul lui Groza. Da. Așa e? Așa e, așa e. Așa e. Și Groza e baptist. Și Ghelețchi e baptist. Și cade în Parlament. Creștinilor, cu nume de creștin, trezeți-vă, răscoliți, cine va conduce și cine va predică cuvântul. A este predică cuvântul, că li se deschide gura spre ce e cuvântul? Asta este luat și distribuit, când ne plecăm la piața centrală. Dacă întâlnesc popa, vă mai arăt un cadru. Da.